Un curs de miracole de Kenneth Turnick, exerciții zilnice, lecția 337. Nepăcătoșenia mea mă ferește de tot răul. Nepăcătoșenia mea îmi asigură pacea desăvârșită, siguranța eternă, iubirea nesfârșită, libertatea veșnică de toate gândurile pierderii, izbăvirea deplină de suferință. Și numai fericirea poate să fie starea mea, căci numai fericirea mi este dată. Ceea ce trebuie să fac, să știu, cu toate acestea sunt ale mele. Trebuie să accept ispășirea pentru mine însumi și nimic altceva. Dumnezeu a făcut deja toate lucrurile care trebuie făcute, iar trebuie ca eu să învăț că nu trebuie să fac nimic de la mine, căci nu trebuie decât să îmi accept sinele. Nepăcătoșenia, creată pentru mine și acum deja a mea. Ca să simt iubirea lui Dumnezeu, ferindu-mă de rău, ca să înțeleg că tatăl meu își iubește fiul, ca să știu că sunt fiul pe care îl iubește tatăl meu. Tu care mi-ai creat în nepăcătoșenie, nu greșești în legătură cu ce sunt. Eu am greșit când am crezut că am păcătuit, dar accept ispășirea pentru mine însumi. Tată, visul meu ia sfârșit acum. Amin. Pot pocla minciuni. Câtă ușurință suntem cu asta, câtă bucurie, dragoste, prosperitate, contribuție reciprocă, autentică suntem. Sănătate!